Cristos în Viață. Bună seara, doamnelor, domnilor și domnilor. Suntem la prima ediție a emisiunii Europa Cristiana, o emisiune în care vom explora rădăcinile creștine ale culturii europene, vom încerca să aflăm în aceste vremuri tulburi care este relevanța credinței creștine, care este relevanța ideii creștine pentru europeanul de astăzi. Sunt emoționat, dar și nerăbdător să încep această aventură jurnalistică și spirituală în același timp, alături de dumneavoastră și voi face primul pas, nu se pute altfel, alături de un prieten. Toader Paleologul este profesor, diplomat, om politic și nu în ultimul rând o voce importantă, o voce influentă, o voce simpatică, de ce nu, de cele mai multe ori, dar o voce care spune întotdeauna lucruri cumiez în spațiul, în spațiul culturii române, în spațiul României de astăzi. Tot de reparat, aș vrea să încep cu o întrebare abruptă. Această emisiune va avea căutări evident, dar va avea întotdeauna o aceeași întrebare la început. E ca la șah când deschidem cu pionii și întrebarea cu care încep este noi, europenii, astăzi suntem în derută sau știm încotro ne îndreptăm? E clar că suntem în derută, evident. Pentru că nu există un consens asupra valorilor fundamentale. Și nici nu știm exact ce vrem de la Uniunea Europeană. Deci divergențele sunt mari de tot. Numai zilele astea, alegerile din Austria dovedesc acest lucru. Nu de mult alegerile regionale din Germania, la fel. Deci sunt semne ale unei derute și care chiar se acutizează, aș spune. Bun, asta este o apreciere pe care o faci la nivel politic. Așa da, dar are legătură cu politică. treburile noastre, are legătură cu rădăcinile creștine ale Europei asupra că, eh, cărora nu legătură? există un consens uh, și mai există o altă uh, problemă de fond uh, și anume... Legătura între națiune și Uniunea Europeană. A apărut nu de mult, o carte minunată a profesorului meu de la Paris, Pierre Manon, în care tocmai vorbește despre chestiunile astea. Se cheamă Situation de la France și va, va, va apărea în curând și în românește, în traducerea lui Cristian Preda. Uh, și uh, tocmai exact despre asta este vorba, despre uh, confuzia valorică uh, în Europa de azi. Da, spune-mi, uh, ai menționat uh, că ar exista o anumită uh, dispută, o anumită divergență în ceea ce privește rădăcina creștină, rădăcinile creștine ale Europei, pe păi, eu bănuiesc în chestiunea asta, sau mă iluzionesc în chestiunea asta facem unanimitate. Nu, nu, există nu facem cineva deloc care unanimitate. Din păcate nu facem deloc unanimitate. Uh, mulți consideră că tocmai trebuie întoarsă Bun, foaia. că trebuie ocultată. Dar, dar, dar nici măcar, uh, o contestă cineva? Crede cineva că Europa e născută altfel decât... Uh, uh, din, această, Ui, unii din acest că, impuls creștin. Unii consideră că Uniunea Europeană se construiește împotriva uh, tradiției, deci împotriva creștinismului. Nu, nu există consens deloc în privința asta. Și nu e doar legat de preambulul Constituției uh, Europene, care oricum. Uh, a ieșuat. Nu e vorba numai de, de acest preambul. Nu, e vorba de cum să spun, viziuni radical diferite asupra rostului Uniunii Europene, a valorilor care stau la baza ei și așa mai departe. Din păcate, suntem departe de părinții fondatori, de Adenauer, de, da, de, de Gasperi sau de Schumann, care asta toți erau creștini-democrați. Da, 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 da. uh, Uniunea Europe... Uniune Europeană, mă rog, comunitatea europeană, la începutul rilei ei, uh, a fost un produs al uh, creștin democrației Catolice da, în uh, principal, e... cu o dimensiune protestantă uh, indeniabilă. Dar, din păcate, Europa de astăzi s-a îndepărtat foarte mult dar de este spiritul părinților fondatori. Asta, asta este, este de spus și este mereu de amintit. Sigur că construcția politică a Uniunii Europene a urmărit de la bun început prezervarea păcii într-un context democratic, dar e de spus că conceptul de pace pe care fondatorii Uniunii Europene l-au avut în minte când au vorbit despre aranjamentul. De securitate în, în Uniunea Europeană, la originile construcției Uniunii, precum și fundamentul democrației, acolo unde vorbim de libertatea individului, de figura centrală pe care persoana o are în gândirea creștină, aceste două elemente sunt puternic înrădăcinate în, în, în ideea creștină. E bine. A trecut da, timp, un moment, pentru că și la începuturile comunității europene nu toți creștinii erau de acord. De exemplu, de Gaulle, care e catolic, uh -huh. care e profund catolic, el nu era în consens cu părinții fondatori, cu Schumann, de Gasperi, da, Adenauer și încă mai puțin cu Jean Monnet. Da. Și mă rog, sigur că genealogia, în genealogia democrației e și o componentă creștină în forma în care democrația s-a dezvoltat în epoca modernă. Dar iarăși, și acum să ajungem la tema emisiunii noastre de azi, sunt gânditori care au refuzat perspectiva drepturilor omului și a democrației de tip modern. Este foarte interesant pentru că toată teoria, toată doctrina drepturilor fundamentale ale omului este o doctrină care pleacă de la ideea dreptului natural, care la rândul ei în istoria gândirii este mai degrabă sau a fost la început mai degrabă un concept de natură teologică. Vine din foarte puternic din, din această gândire a lumii ca uh, 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 o ordine cu un temei divin și, practic, toate elementele care alcătuiesc lumea poartă în ele uh, pecetea Creatorului, pecetea, pecetea Divinității, ceea ce le dă de la bun început, din momentul nașterii, un statut special. Am un, multe te concepte teologice au fost secularizate și s-au depărtat de originea lor. Pe de altă parte, sunt gânditori catolici în principal și nu numai, și ortodoxi care au considerat de la început că noțiunea de drepturi ale omului e problematică. Uh -huh. Papa la acea dată a considerat că declarația drepturilor omului este un act de impietate. Pentru că întâi trebuie să vorbești de obligațiile omului și avea după aia de eventuale... Privilegii da. care decurg din faptul că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Unde avem însă o gândire foarte coerentă, teologică a drepturilor omului este la Vladimir Soloviov, marele filozof rus din secolul XIX. El are o teologie politică a drepturilor omului pe care le fundamentează Teologic și a spune trinitar. Este, no trinitatea este la el fundamentul din care decurge noțiunea de drepturile, a, drepturile ale omului. Noțiunea cheie în gândirea lui este aceea de divină umanitate de teandrie. Este o gândire a realizării progresive a divino-umanității în istorie trecând și prin uh, intermediul uh, drepturilor omului. Da? Deci aici avem o gândire foarte coerentă, creștină, teologică articulată a drepturilor omului. Ceea dar sunt azi? gânditori care au văzut lucrurile cu totul altfel. Joseph de Mestre, de exemplu, despre care o să vorbim Aha. mai pe larg, uh, consideră că e o noțiune care poate, sigur, are o origine creștină, dacă e un concept secularizat care a luat-o razna. Da. Uh, Dar întrebarea mea este așa, e limpede că uh, creștinismul a constituit un ferment, uh, uh, aș spune mai mult decât atât, aș spune un vector esențial în, în gândirea uh, și în acțiunea uh, politică, socială în Europa atâta timp. Dar te-aș întreba, mai este astăzi un vector, un ferment de aceeași forță? Pentru că în această vârstă a Europei pe care o trăim acum, și tu însuți ai spus la începutul emisiunii noastre că este un moment de derută mai degrabă, am avea încă mai mult nevoie de reperul acesta valoric extrem de important care ne-a și generat până la urmă ca civilizație. E bine, Astăzi creștinismul, toader paleologu, mai înseamnă ceva în gândirea și în acțiunea politică uh, europeană? Mai are vreo valoare? N-are cum să nu aibă, dar cât anume rămâne de văzut. Nu, nu de valoare e vorba, ci de ,ă, impact. Păi, compară doar pe Adenauer cu Angela Merkel. Și vedem Ce vedem din această comparație? Păi, Adenauer era un om politic creștin-democrat, unde noțiunea de creștin era foarte importantă. Dar era un om preocupat de prezervarea fundamentelor Europei. Angela Merkel nu în perspectiva asta se situează. Eu cred că chiar și creștini democrați în ziua de azi sunt foarte timorați. Ei și sunt cam dacă nu derutați, cel puțin timorați. Și ce e interesant? CDU da. este cel mai mare partid din Europa. Fără e cel mai mare Fără partid din Europa. Și, este, este, și cu toate amintesc, astea... Este probabil singurul partid din Europa care își deschide programul politic cu câteva pagini Uh, nu, mai exact cu o pagină Cu câteva uh, uh, alineate Referitoare la viziunea uh, antropologică La viziunea asupra omului În care se spune omul este creat de Dumnezeu uh, uh, Se vorbește chiar un pic și despre, despre mântuire Se vorbește despre toate lucrurile astea De o manieră foarte generală După care intrăm în programul politic E bine, e ciudat că un asemenea partid în acest moment se află în acest tip de derută, pentru că ai zice că Partidul Creștin Democrat German afirmă și știe foarte bine de unde da, vine Fiind un partid nemțesc, ăștia sunt cu lucru bine făcut. Nu? Și evident că orice doctrină politică are la bază o viziune asupra omului orice ideologie politică are da, în spate o atitudine sau alta față de, de acolo, problema fundamentală. Nu prea suntem obișnuiți în politică să pleci de aici. Bun, la noi nu suntem obișnuiți deloc cu nimic. Adică. <laughs> Nici care baze, care repere, care fundamente filozofice, nici da, măcar, da. mă rog, niște linii directoare ideologice da. nu sunt. Da. Nemții sunt cu lucruri bine făcut, sunt serioși, sunt. Uh... Însă, și uh, CDU nu mai e ce a fost. Mai e, poate, un alt aspect în cazul uh, Uniunii creștini Democrate din Germania. Uh, faptul că, înainte de reunificare partea catolică avea o pondere mai mare. Uh -huh și anume catolicii din Bavaria, CSU, aveau o pondere, chiar e aliatul CD-ului, dar avea o pondere mai mare. După reunificare a crescut mult ponderea protestanților din Germania de Est, iar Germania de Est, după părerea mea, a fost mai puternic secularizată decât România, de pildă. Uh -huh. România și Polonia, dintre țările din Europa de Est, sunt cele mai puțin atinse de secularizarea promovată de regimurile comuniste. Da, Interesantă observația ta, Da, să ne întoarcem un pic la, la de unde plecasem. Ideea creștină are un aparent dezavantaj în ochii, într-o privire superficială a modernității, dar spun superficial nu prea pentru a judeca, ci pur și simplu ca să descriu un anume fel de a înțelege lucrurile. Și anume, ideea creștină pare cam veche. Adică trăim într-o lume în care există această, acest cult pentru nou. Și instinctul nostru consumerist, civilizația întreagă, primele lucruri pe care le deprindem în general când creștem în această lume, este că noul e preferabil vechiului. Adică o mașină veche trebuie înlocuită cu o mașină nouă. Uh, un ceas vechi trebuie înlocuit cu un ceas nou un telefon vechi, am pățit-o recent trebuie înlocuit cu un telefon nou e o belea mică să treci de la telefonul vechi la telefonul nou, dar în fine în numele progresului și al noutății uh, uh, cum să spun faci ceea ce trebuie să faci uh, asta pe de o parte uh, pe de altă parte însă pe măsură ce intri în cultură înveți invers înveți că de fapt vechiul este ceea ce contează, că perenitatea este adevărata, uh, cum să spun, adevăratul pariu al valorii, uh, că prietenia de pildă este cu atât mai bună cu cât e veche, că vinul este cu atât mai bun cu cât e vechi. Prin urmare, te întreb, Toader suntem în Europa în momentul ăsta uh, cuprinși de această frenezie a noului sau din potrivă găsești că au început să apară forțe, idei, atitudini care mai degrabă stopează, care mai degrabă conservă și vom vorbi un pic și despre conservator. În Numele meu este Paleo. Pa nu mă cheamă neologul, ci Paleologul. Da, rog, și asta da. înseamnă foarte mult. Un vechi. Nu, nu. Mm. Cineva care vorbește despre lucruri vechi Afluxei. sau știe lucruri vechi, da. sau da. logos mai poate însemna și legământ. Și asta Pținut. e semnificația care îmi place cel mai mult de legământ vechi. Da. Da, acum eu nu sunt de acord uh, cu uh, faptul că noul ar fi preferabil, chiar într-o logică de consum. Pentru că eu constat că fac reparații prin casă. Clanțele vechi din anii 30 funcționează și acum. Uh -huh. Am cumpărat clanțe noi, s-au stricat în câteva zile. Uh -huh. uh, ușile vechi sunt de mult mai bună calitate decât ușile noi. Încerci să pui uh, o ușă nouă la casă și ce găsești Cât în magazine este de, de, de la uh, foarte urâte în jos. De acord, urâte, dacă, oribile, dacă dindește, odioase, execrabile și, și așa mai de departe. a dus în casă. Bun, Am de exact. Stai puțin, stai puțin. Și asta se găsesc că... în magazinele importante de acord, astea. de acord, dar stai puțin, stai puțin, că vorbim de lucruri vechi din anii... 30. 30. Dacă a. vorbim de lucruri vechi din anii 70, că și anul 70... Și alea, 70, alea mai a... rezistă. A. Și alea, deja se, se jerpelesc mai mai urât, adică se rezistă mai puțin Prin, la timp. Prin urmare, cum stăm cu nou? Și eu, eu prefer întotdeauna lucruri vechi de calitate, dar chiar lucruri de astea mărunte. Nu mm -hmm. mă refer acum la cine știe ce noțiuni sofisticate. O clanță veche de dinainte de război te ține dar și acum. Dar tu dai seama că lumea nu funcționează așa. Pentru păi că dacă ar funcționa așa, un întreg, dacă toți ar fi ca tine, un întreg comerț ar prăbuși. Prin urmare, hai de lumea să ieșim din situația de excepție în care îți place să te nu afli e doar și, o, și e să nu vorbim de... un pic despre situația generală. Da, acum, tu că ești un mare uh, americanofil. Da. Uh, eu am văzut tocmai în Statele Unite un atașament pentru lucruri vechi, uh -huh. pentru tradiție, uh -huh. ceea ce poate părea surprinzător. Tocmai pentru o națiune recentă, tocmai de aceea respectă mai mult patrimoniul uh -huh. pe care l au. Așa uh, am fost frapat de lucrul ăsta, de exemplu, la Harvard, biblioteca veche. Este impecabil păstrată și cu un cult pentru fiecare detaliu. Nu se apucă să pună termopane ca la noi, clanțe noi de inox. Nu totul este perfect conservat. Și uh, vechi, exact cum era în secolul XVIII Bun, deci ceea ce, ceea ce tu vrei să spui de fapt este că eu n-am dreptate Că ba, nu e adevărat că lumea are această tendință Sigur că, are nu, tendință nu, dar, sigur nou. că ce spui tu este absolut uh, real Pentru că asta este logica societății de consum în care trăim În care lucrurile se stric, sunt programate să se strice uh -huh. Ca să cumpere altele uh -huh. uh, Sunt aparate programate să se strice imediat după ce ies din garanție Computerele, telefoane, tu chiar, tu chiar crezi da, asta, sigur da? că da. Se strică imediat după câteva săptămâni după ce ieze din garanție și strică nu, e, pentru nu e teoria conspirației. Nu, pur și nu, simplu nu, nu. se strică. Nu da, poate tot că, tot. că se strică pentru că nu ești tu neapărat cel mai uh, uh, cum să spun abil uh, utilizator. Nu, nu că nu eu le utilizez. <laughs> Știi bine că nu Bun. eu utilizez lucrurile. În 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 contextul ăsta <laughs> Ce ne facem cu, așa zis, și antimoderni, cu conservatorii, cu uh, reacționarii, cu retrograzii, cu ăștia care stau ca un bolovan agățat de gâtul progresului? Ce facem cu oamenii ăștia? Îi iubim pentru că sunt necesari. Uh, dar mai ai utilizat noțiuni pe care ar trebui să le analizăm? Da? Sunt uh, noțiuni care sunt apropiate, dar nu chiar identice. Da? Conservator Reacționar, Anti retrograd, retrograd, antimodern, da. tradiționalist uh -huh. și contra revoluționar. Da? Sunt uh, mai multe am emoțiut. vorbit încă despre revoluție. Uh, bun, da. dar e în ultima instanță despre asta e vorba, da. nu? despre atitudinea da. față de ce aduce nou uh, Revoluția franceză și alte curente revoluționare. Da? Uh, nu se acoperă uh, perfect, da? tu te definești ca conservator. Da. Cred că eviți uh, Definirea ca reacționar Față de unele lucruri Totuși reacționezi Reacționezi da, reacționez, da, da, da? Da. Plus că mai e un lucru uh, Unele dintre cuvintele astea sunt utilizate ca insulte E adevărat ca insulte de către oameni care nici nu știu prea bine, prea bine despre, despre ce e vorba. Ce vorba. A apărut în urmă cu câțiva ani o carte care a făcut multă vâlvă, dar degeaba, că era proastă. O carte despre noi reacționari, le uh -huh. nouveau réactionnaires în Franța. Uh -huh. Și erau puși acolo toți scriitorii și gânditorii interesanți din Franța actuală. Uh -huh. Și Pierre Manon, și Pinchel Crot, și... Uh -huh. Uh, Ulbec, uh, -ai, ai, uh, ai avut un interviu acum câteva zile în care reporterul tot îți spunea despre ce ne facem cu conservatorii ăștia, ce facem și la un moment dat l-ai oprit și ai spus stai puțin. Am impresia că nu ne înțelegem cu termenul ăsta cu conservator. și eu și sunt și conservator. Aș vrea, aș vrea, aș vrea, aș vrea, aș vrea să, să vorbești un pic despre asta, pentru că, într-adevăr, în societatea europeană de azi și în societatea românească de astăzi, aici suntem perfect sincroni, conservator, a fi conservator e un reproș. În general el se lipește oamenilor credincioși, se lipește oamenilor care sunt apropiați de biserică, se lipește bisericii da, dar însăși, istoric nu este... ca și cum e o insultă. Exact. Uite, unul dintre cei mai interesanți uh, intelectuali uh, Conservatori, Tory, uh -huh. în secolul XVIII, este Edmund Burke. Corect. Edmund Burke nu e un credincios, e un sceptic. Uh -huh. Și cu toate astea era conservator și gândirea lui e foarte coerentă. În scepticismul lui susținea conservatorismul lui. Deci, conservatorismul se poate baza pe filozofii foarte diferite. Nu sunt toți la fel. L-am dat, de exemplu, pe Edmund Burke, care nu era un credincios, era un sceptic. Joseph de Mestre este profund uh, catolic. Uh, alții sunt uh, pozitiviști, cum era, era Charles Moras. Uh, deci motivațiile filozofice pot fi diferite. Uh, pe de altă parte se pune o altă întrebare. Ce anume vrei să conservi? Uh, Că tot vorbeam de Statele Unite. În Statele Unite, conservatorismul știe mai bine ce are de conservat, pentru că este referința la Constituție, la anumite valori fundamentale. De declarația la de fi independență, în primul. Rând, declarația da? de independență. Sigur că și stânga americană se reclamă de la declarația de independență, dar acolo conservatorismul are o mai mare plauzibilitate. America nu a cunoscut revoluții. Ce noroc! ce țară minunată, n-a trecut prin revoluții. Pentru că Revoluția uh, Americană, de fapt, nu e o revoluție în sensul în care Revoluția franceză sau Revoluția Bolșevică sunt revoluții. Uh -huh. Hannah Arendt spunea că, de fapt, e o revoluție conservatoare și perfect uh, justificată justificat. uh, da. uh, analiza ei. Deci, acolo conservatorismul are o mai mare plauzibilitate. La noi ce să conservăm? Ce anume conservăm? Și... Uh, nu mai există Partidul Conservator de dinainte de primul război mondial, din da. care străbunicul meu făcea parte, era chiar un, unul dintre fruntașii acestui partid. Ei știau bine ce vreau să conserve, da. Da? o anumită viziune despre proprietatea agrară, lucruri de genul ăsta. Acum, lucrurile astea nu mai există și spui problema cum redefinești conservatorismul. Eu cred că ar fi vorba de un conservatorism în privința culturii uh, europene, cred că asta are o dimensiune importantă, și viziunea despre om. Cred că astea ar fi esențiale într-o viziune conservatoare, dar eu aș prefera să o definim larg pentru a nu o uh, fixa în anumite atitudini uh, confesionale sau uh, mai știu eu ce. Înțeleg. Um, Dar cum poți, cum poți să, să conservi ceva în ziua de azi, toată În România Acesta e puțin de conservat, asta e, asta e drama conservatorului pentru că a român. Conserva, de voi, a conserva uh, nu înseamnă neapărat a păstra neatins. Uh, eroul meu favorit, uh, Principele Salina din, uh, din Ghepardu, are o vorbă care, din punctul meu de vedere, este, este un. Un, un, un principiu absolut al conservatorismului. La un moment dat spune pentru ca lucrurile să rămână la fel trebuie să accepți unele schimbări. Este de fapt ceea ce spune și Burke pe care l-ai citat la un moment dat. Uh, uh, scena din, în romanul respectiv este splendidă. Da, e un roman extraordinar. Uh, este momentul în care tot satul se pregătea să meargă la referendum pentru Constituție, o nouă Constituție italiană republicană de data asta. Și sigur că toată lumea se uita la principe, la nobilul uh, local, uh, așteptând să vadă ce va face, pentru că era clar că plebea va merge să voteze noua ordine republicană, în vreme ce principele nu, nu, nu un moment. Uh, pentru că um, era Constituția lui Garibaldi. Da, numai că de fapt Garibaldi făcea jocurile uh, din uh, din da, Sardinia bun. și Piemont. Să, să nu, să... E importantă totuși distinția, pentru că uh, familia lui Salina era uh, fidelă burbonilor, uh, Iar a fi borbonico uh -huh. uh, implica o anumită ideologie. Bun. Și o ideologie foarte apropiată de tradiționalismul francez, legitimistă, tradiționalistă, profund catolică, în timp ce monarhia din nord avea o dimensiune liberală, constituționalistă, burgheză. Dar hai să, să ne, ne întoarcem la scena propriu-zisă. Toată lumea aștepta. Da, și replica Asta, respectivă. Și uh, la un moment dat el spune, în timpul unei vânători, spune servitorului lui: Știam să mă duc duminică să votez pentru Constituție. Da. Și uh, servitorul e șocat și spune: Cum, principe, dumneavoastră uh, înălțime, dumneavoastră sire sau cum ești vă zis. Și atunci a spune da. această replică, uneori pentru ca lucrurile să rămână la fel. Și în film e foarte bine surprinsă scena asta. Dar aș vrea să mai relev aici ceva. Atitudinea servitorului. Servitorii sunt mai conservatori în fond, țin mai mult la egimonicon Îi fac ascultare. Sunt mai fideli de fapt. În termeni că îi fac ascultare nu degeaba Eminescu, care era fiul administratorului moșiilor lui Balș, unul dintre cei mai mari moșieri din Moldova, uh -huh. era profund conservator, mai conservator decât diferiți boieri mai franțuziți, mai liberalizați, mai știu uh -huh. eu ce. Uh -huh. E interesant aspectul ăsta. Eu țin minte în copilăria mea, Venea și bă, stătea cu mine când plecau părinții de acasă din când în când, doamna Vasilica. Doamna Vasilica fusese coetoroasa bunicii mele, mamei lui tata. Și ea avea o viziune despre cum trebuie noi să ne comportăm și era mă rog, în conformitate cu e familiei. Uh -huh. Da? Și îi spunea lui tata: "Nu se poate așa ceva, trebuie să faceți așa, trebuie să faceți al minte, da?" Și foarte uh, uh, adică emoționant se spune acest lucru. Servitorul, servitorul între mele, lui Salina at, atragea atenția da. principelui cum trebuie să se exact, comporte, să nu trădeze. Să, Pe de altă da, parte, da. sigur că principele Salina avea um, cum să spun, o viziune din avion a istoriei. Da. Da? El vedea lucrurile da. în, pe secole, da. pe secole da. și poate da. chiar da. pe milenii. Da. Sigur că uh, principiile său, are, uh, cum să spun, o filozofie a devenirii uh -huh. da? și a, a conservării anumite lucruri, anumitor lucruri prin uh, devenire. Uh, dar um, sigur că marea problemă a conservatorului român este că are puține lucruri de conservat. Uh, da. Și uh, ce e de conservat Trebuie bine definit Să nu fie îngust da? Pentru că așa cum spuneam mai devreme uh, Poți fi conservator Cu uh, filozofii foarte diferite În spate da, Numai că mie mi se pare că uh, uh, Gândirea de tip creștin uh, Să spun mai mult Credința este un să spun, un vector, de din, punct, din, nu, din punctul ăsta de vedere, un vector lămuritor. Adică, din interiorul credinței creștine, știi foarte bine, sau ar trebui să știi foarte bine, ce e de conservat și ce e de schimbat. Mi se pare că uh, oamenii, în general, sunt într-adevăr păcăliți de acest joc al realității, ce trebuie schimbat, ce trebuie conservat. Uh, în general, schimbăm ceea ce e de conservat. Conservăm ceea ce da. denesc de și așa mai departe. De dar dar că... criteriul creștin aici mi se pare că uh, are o utilitate uh, fundamentală. Da, sigur, dar sunt unii care spun că Isus Hristos este modelul revoluționarului. Da. da. Există și genul ăsta de lectură. Sigur. Mi se pare forțată, eu nu sunt de acord cu genul ăsta de lectură, dar există uh -huh. Exi și uh, genul ăsta de socialism creștin Sigur. Are, are mă rog, tradiția sa Sine. recentă, da, mă rog, totuși există așa ceva. Păi, Eu nu sunt de acord, da, nu urmez tot catolicismul această... sud mărturisește ceva din din gândirea asta. Papa actualul papă... mi da, mie de aia îmi plăcea Ratzinger. Îmi plăcea foarte mult Ratzinger pentru că tocmai... Îmi oh, Foarte mult, Vezi, de cel mai de aia mult... Aia suntem prieteni. Uh, uh, caps, era mult. foarte riguros teologic în da, primul da, rând. Da. da. Este singurul papă din secolul 20 care a scris lucruri care sunt demne de citit. Splendid. Foarte bune. Și, și cartea lui despre Sfântul Apostol Pavel. Paul, cum spune, și cartea despre și lui despre viața lui Iisus Hristos. Și despre liturghie. Sunt splendide. Și serioase teologice, teologic. De. Deci e Deci ție-ți plac, de, plac papii care scriu bine. Păi, de, nu, Benedict al XVI e preferatul meu. O spun fără, cum să spun, fără niciun fel de rezervă. Uh -huh. chiar mai mult decât eu am Paul al II-lea îmi place. Pentru că am ce citi am uh, din uh, Benedict al XVI-lea. Am înțeles. Bun. Și, îmi place foarte la... mult și că s-a retras. Foarte înțelept. Da. Dar, da. Da, mă rog, eu aș fi preferat să-l văd pe el. A, ah, îmi mai place ceva la uh, Benedict al XVI-lea că l-a citat pe Manuel al II-lea, paleologul, uh, împăratul teolog uh, din secolul XIV, și, din păcate, asta a generat un scandal universal. Și iată cum sunt unele uh, ciudățenii. Pentru că Manuel mm -hmm. al II-lea era. Uh, un om care cunoștea bine islamul, uh -huh. uh, pentru că trăise câțiva ani la uh, curtea sultanului, fusese uh, ostatic uh, la sultan, uh -huh. uh, și era interesat de discuții teologice cu uh, savanții musulmani. Deci, Manuel al II-lea, în secolul XIV, arată o deschidere extraordinară față de islam, uh -huh. iar cartea lui de dialoguri cu un musulman e pasionantă. Or, iată că un citat uh, scos din context a, a creat un tămbălău universal, dar pe dos decât era de fapt în, uh, în cartea uh, inițială. Hai să, hai să revenim la discuția uh, legată de, de conservatori și de mai ales de legătura între, uh, asta între conservatori și uh, creștin, Pentru că creștinismul astăzi este ceva... Într-o Europa, tot mai seculară, ceva de păstrat. Pe mine mă alarmează ideea asta că creștinismul trebuie aproape salvat în momentul ăsta în Europa. Și uh, mi se pare că a fi conservator astăzi în Europa este aproape o datorie care ține de identitatea europeană. A, sunt, suntem absolut de acord uh, pe tema asta și eu cred că chiar uh, oameni care nu. Sunt credincioși sau practicanți E bine să înțeleagă cât de importantă este această moștenire Pe care o transmite creștinismul Bă, Europa să, Aș vrea să mai că vorbeam de dif, distinții Între conservatori și uh, reacționar și contrarevoluționar, Mai devreme îl menționam pe Burke uh -huh. da? Care a scris în 1791 o carte fabuloasă despre ce se întâmpla în Franța da. la acea dată, este de o clar viziune rar întâlnită în istorie. A. Și trebuie subliniat faptul că el scria, la începutul Revoluției, a. 1790, și Pardon. să spune, și să înainte, de înainte de, ter, de, de, de teroare. De. Să spunem telespectatorilor ceea ce lor a pe Burke la Revoluția franceză era tocmai această dimensiune, uh, um, să spun, anti-radicală, anticlericală, anti- bisericească, era până la urmă ateismul fioros al multora din, dintre revoluționari, da, aici care, care, din păcate, a lăsat o, a, a o tradiție întreagă în, în Europa. Da, uh -huh. Și această legătură care se face forțat după părerea mea, între, între anticlericalism și antibisericism și libertate. Da, Faptul că libertatea doar, presupune tipul ăsta uh, de critic. Ceea ce Burke în primul rând uh, critica în Revoluția franceză este abordarea abstractă. Uh, Abstracționismul gândirii uh, revoluționare. Uh -huh. uh, Non-aderența la realitate. Lipsa de empirism și de necesară îndoială față de niște idei pe care le pui pur și simplu în practică. Da. Uh, sigur că e prezentă în cartea lui uh, ce spuneai mai devreme, dar cel care radicalizează punctul ăsta de vedere este de Jorge, care da. spune foarte clar, Revoluția franceză este satanică în esența ei. Uh -huh. uh, e adevărat că el o spune mai târziu, deci avea perspectiva... Uh, anilor terorii, el scrie în 1797, da, câțiva ani da. după, după teroare, uh, teroare. Da. însă după, după teroare, sigur că da, dar uh, să nu uităm că uh, dimensiunea anticreștină a Revoluției uh, s-a perpetuat și după sfârșitul teroarei. Uh -huh. uh, nu se termină odată cu uh, 1794, cu eliminarea lui Robespierre Robespier. și a echipei lui. De al Robespierre nu era cel mai anticreștin dintre liderii revoluționari. Sigur din potrivă. El avea un anumit nu, 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 nu. Echipa lui Robespierre nu era atât de radical anticreștină precum hebertiștii și cei care mm -hmm. în 1793 și 92, înainte, au făcut tot felul de sacrilegi, au distrus biserici, mănăstiri și așa mai departe. Până acum a fost posibil ca această, acest gen de, de, de violență îngrozitoare să devină paradigmatic pentru, pentru construcția ideii de libertate, de democrație în, în Joseph Europa. Joseph de Mestre are o explicație teologică. El spune așa tocmai pentru că Franța este la fi ene de l'Eglise, adică fica cea mare a bisericii, tocmai pentru că Franța este în esența ei catolică tocmai de, ce, de aceea a generat negația cea mai radicală. Uh -huh. La fel se poate spune cu Rusia. Tocmai pentru că Rusia este Sfânta Rusia, Treia Romă și așa mai departe tocmai de aceea a generat o negare radicală. Aici, sigur că se poate discuta mult și bine. Sigur, uneori, un anumit clericalism prea invaziv generează reacții. Uh -huh. Am văzut lucrul asta în Spania, de exemplu. Războiul civil din Spania, din anii 30, nu poate fi înțeles fără violențele anticlericale de la începutul Revoluției. Vorbim sigur, de 36, 37, sigur. violențe îngrozitoare despre care nu se mai vorbește acum, dar sunt o, o realitate. -a -a. Sigur că ortodoxia rusă era o ortodoxie aliniată țarismului, foarte conservatoare și bon, se poate înțelege într-o anumită măsură o, o reacție o, o reacție anticlericală. Dar argumentul lui Joseph de Mestră este providențialist. Tocmai pentru că Franța este profund creștină, tocmai de aceea a generat această negare până la urma, sistematică și radicală. Până la asta este o speculație, pentru că da. sunt și alte națiuni, cum să spun, la fel de, de, de intens creștine, care poate n-au avut asemenea momente în, în, în istoria lor. Acum aș veni uh, un pic în zona conservatorismului românesc. L-a evocat pe Eminescu. Eminescu astăzi este uh, înțeles adesea în România uh, ca un fel de, uh, cum să spun, exponent uh, al unui tip de gândire exact de genul ăsta, retrogradă, uh, în orice caz de evitat uh, pentru standardele gândirii europene de astăzi. Uh, Totuși, Eminescu în formația lui măcar intelectuală era un european, s dea. Uh, cum de gândirea lui Pare unora astăzi, uh, și nu mă refer neapărat la gândirea filozofică, aici mă gândesc chiar la, refer, la gândirea social-politică, pare unora astăzi a fi antieuropean. Da, asta e o absurditate. Dar, dar să știți că despre Eminescu se spun foarte multe Prostii, prostii așa este, da. Și de către admiratori, și de către detractori. Da, poate că asta e soarta geniului, până la urmă. E da, mereu. Și mai e un lumea îl invocă, dar nu-l citește cu adevărat. Sigur că la el conservatorismul se cuplează cu un anumit naționalism. Da. Și trebuie spus lucrul ăsta că nu este norma în secolul XIX. Nu toți conservatorii sunt naționaliști. Sunt tocmai unii conservatori, precum Metternich, de exemplu, care insistă foarte mult pe solidaritatea Ordinii europene. Da, da? Metternich sunt... e un diplomat, Metternich e un om. E un, e un mare un gânditor, Metternich. Un om politic. Nu, da. e și un gânditor. Da, dar un... e marcat de asta. Gândește-te că un poet, de pildă, are o gândire marcată, totuși, de alte teme și orientată în altă direcție decât da, aceea da, unui Să, să ne înțelegem, faptul că uh, Eminescu era poetul face să abereze. Uh -huh. uh, a, a fi poet nu înseamnă a abera. Să spune adesea despre cineva, e un poet, în sensul da, că spune da, prostii, da. spune aberații. Nu e așa. Eminescu are unele excese, într-adevăr, uneori e excesiv, e pătimaș, dar fondul gândirii lui este una conservatoare în consonanță cu alte figuri din epocă. El nu este izolat, așa, a apărut singur pe planetă fără legătură cu alți gânditori. Și trebuie văzute care sunt sursele gândirii lui. la el, într-adevăr, se combină conservatorismul cu un anumit naționalism, dar atenție, nu este un naționalism democratic. Asta este important de subliniat. El nu este deloc un adept al votului universal. Știu că lucrul ăsta e criticat de unii, Însă el uh, e profund uh, atașat ideii de monarhie, de ierarhie, uh, și este uh, profund ostil egalitarismului uh, în epocă. De-al noi la școală, dacă ții minte, învățam o prostie înainte de 89, și anume că împăracii proletari, un fel de manifest, manifest comunist, comunist pus în versul. Da, e o aberație da, totală, da. pentru că figura simpatică. În Împărăcii Proletari, e Napoleon al III. -lea. Este o poezie despre Comuna din Paris. Uh -huh. Iar uh, proletarul, nihilistul, anarhistul uh, din Împărăcii Proletari uh, este uh, un prototip al răului, al negației, al distrugerii, un bacuninist. Da? E ca și cum ai spune că uh, Dostoievski este comunist pentru că a descris foarte bine. Mediul din jurul lui Neceaev. Da, e o absurditate. Da, da nu. Eminescu e un, un bun exemplu de conservatorism de secol XIX care are, e adevărat, în plus, o tentă naționalistă. naționalistă. Dar să ne înțelegem tenta asta naționalistă nu justifică, după mine, absolut deloc interpretările legionaroide uh -huh. pentru că legionarii au venit cu omul și pogonul, uh -huh. ori nu era deloc gândirea lui uh, Eminescu Eminescu gândea în termenii conservatori ai secolului XIX nu în termenii demagogiei sociale radicale uh, de tip de legionar sau da. mai știu eu ce da. deci Eminescu este uh, o victimă și a detractorilor și aș zice mai cu seamă admiratorilor care nu înțeleg despre ce e vorba la el și care îl admiră pentru lucruri mai puțin semnificative. Da? Adesea, ai observat și tu, nu poeziile lui cele mai bune sunt citate. Da? Sunt unele mai puțin grozave sau mai puțin semnificative în opera lui. Da, acum am adus, am adus vorba despre Minescu. Pentru că în toată această, să spun, echipa, am spune în tot acest grup al marilor conservatori români din secolul XIX, sigur că figura de geniu este el și geniul este un eminamente poetic, fără îndoială asta. Dar acolo. Poetic și politic. Eu uh, cred că nu trebuie că pus între paranteze Gânditorul politic. E foarte bun, scrie admirabil, articolele lui sunt excelente. Repet, uneori excesive. Sunt unele poziții care, da, nici în epocă nu erau bine percepute, dar în ansamblu are o gândire coerentă, un talent extraordinar Anor, în proză. Asta, asta, asta numai, nu mai, nu, 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 nu punem în discuție acum. Talentul și scriitor al lui Mihai Minescu. Fără -mi dar, doar, în articole. Repet, în articole, nu. Uh, dar, dar, ce, ce vreau să spun este că mi s-a părut întotdeauna că figura uh, uh, fundamentală acolo rămâne Titu Maiorescu. Titu Maiorescu care este un conservator, uh, uh, egal cumva cu sine, viziunile lui în materie culturală sunt. Perfect altoite în, în acțiunea lui politică și tipul acesta de mentorat, care de altfel este foarte drag conservatorilor, pentru că ține de o anumită ordine, de o anumită, de un anumit parcurs chiresc al vieții, și felul în care Maiorescu și-a asumat acest mentorat nu numai pentru Cenacul Junimea, ci și pentru Partidul Conservator, după aia mie mi se pare exemplar. Da, sigur, e imensă figura lui Maiorescu, cred și a lui vreau, Petre vreau Carp. Să da. este fundamental pentru cultura română, pentru civilizația da. românească. Absolut, sunt absolut de acord. Că să tot vorbește despre brătieni, bun, de acord, 3-4-5 oameni din acea arbore extrem de stufos al brătienilor au însemnat foarte mult pentru România plecăciune în fața martirilor din închisorile comuniste care au purtat numele Brătianu fără îndoială, dar mie nu-mi place acest, să spun, acest poncif care circulă prin spațiul public românesc. Brătienii sunt fondatorii românii. Mie mi se pare că Maiorescu este fondatorul culturii române, așa cum o înțelegem noi așa cum o avem noi azi, mare, mică, în -mi vine cu e ea, și că trebuie să-i recunoaștem acest merit. Da, sunt absolut de acord, dar pe de altă parte, și noi poate avem o perspectivă oarecum îngustată de faptul că Maiorescu este o figură literară extrem de importantă și atunci scăpăm, sau scăpăm cu vederea alte figuri ale conservatorismului românesc din secolul XIX și de la începutul secolului XX. Adică nu doar junimiștii contează în tabloul conservatorismului românesc. Sunt o serie întreagă de alte figuri absolut remarcabile. Da? Canta Cuzino, Nababu sau frații la da? și nu, nu trebuie să-i uităm. Da? Deci conservatorismul nu se reduce la judimiști. Contează mult acest ferment, fără îndoială, dar nu sunt numai ei. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru în legătură cu credința, dacă no. vorbim totuși la Trinitate și unele lucruri trebuie precizate. Maiorescu nu este un creștin practicant. El e schopenhauerian, respectă religia, dar nu e un practicant. Uh -huh. Viziunea lui despre religie este foarte clar definită de Schopenhauer într-un text magnific în care spune, sigur, religia exprimă adevăruri fundamentale, dar prin alegorii. More alegorico și sintetizează asta spunând, religia este adevăr în haine de minciună. Uh -huh. Asta e concepția lui maiorescu despre religie, una de respect, dar de non-adeziune profundă alți conservatori poate sunt mai interesanți pentru cei care se uită la noi. De asta este important maiorescu. Pentru că în acest moment problema pe care o are nu numai, cred că orice biserică creștină în Europa e dialogul cu cei care nu cred. Exact. Da. Și e vorba despre Așa respectul, respectul, e. Așa respectul care se cuvine bisericii când ești în afară. În afară nu e nimeni teoretic, dar Vreau să spun când nu ești ceea ce se cheamă un practicant, da, când nu ești e, un da. om implicat în... uh -huh. uh, Respectul pe care biserica. Uh, uh, care îi se datorează bisericii, este, din păcate, uh, uh, uitat. Uh, astăzi, absolut. și în felul ăsta, ajungem un pic înapoi la, la punctul de la care plecasem, la această, această reticență a Europei de astăzi de a-și mai recunoaște. Însă că, că tot vorbim de personaje din secolul XIX Rapid să menționez uh, două figuri uh, foarte interesante uh, Una este de la finalul secolului XIX și începutul secolului XX Este Aurel Cepopovici uh, Nu știu câte lume știe de Aurel Cepopovici Nu venit nici foarte mult timp era, să vorbim despre e el E o figură extraordinară Așa este. Uh, Și este un, un conservator uh, Coerent, cu, cu, cu o gândire foarte ar, bine articulată, și ce e interesant e că el venea din spațiul uh, austro-ungar. Da. Uh, era un partizan al uh, monarhiei austriece, nu uh, a părții maghiare, maghiare evident. Uh, dar uh, dacă nu avem prea mult timp nu, să. Nu, nu mai avem mult timp acum. Uh, despre Aurel ce Popovici merită, fără îndoială, să vorbim mult mai mult. Uh, și uh, aș vrea să închem uh, toader Palologu cu această idee uh, că uh, dacă sunt oameni care nu pot dintr-un motiv sau altul într-un moment al vieții lor să creadă uh, ei însă datorează respect uh, bisericii creștine pentru că de fapt datorează respect Europei. Eu cred că identitatea europeană pleacă de la respectul pe care noi europenii trebuie să-l avem față de ceea ce ea ceea ce înseamnă. Da, eu mai cred un lucru, că un anumit ferment critic e necesar vitalității creștinismului. Un creștinism în care doar spunem da, 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 totul e bine, totul în regulă, se îndepărtează de Evanghelia. Numai că, avem numai că nevoie de, de lucru, ferment no, critic. Noi nu suntem acolo. Unde? Uh, 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 acest film cu creștinismul în care tot, tot continentul spune da, 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 știu, da, da și toată lumea da. se pleacă, asta, asta uh, e o iluzie. Uh, da, Din potrivă, mai... în acest moment Sim. suntem în alt film, și anume suntem în momentul în care e la modă să dai cu piatra în vitraliu bisericii. Și uh, e asta foarte este, bună imaginea. Asta, asta este ceea exact. ce ne dominați și nu. E foarte bună imaginea, pentru că uh, imagine. și în ultimele luni, da? Eu chiar am reacționat la unele uh, lucruri care erau excesive, deșanțate și vulgare. Uh, o critică nu mă deranjează, e binevenită, e sigur, legitimă. Sigur, din critică înveți, din critică tocmai poți să crești și cred că atitudinea unui creștin față de critică e, trebuie să fie una de deschidere și de, de învățare. Sigur. Nu e vorba de, cum spuneai, datul cu piatra în vitraliu, adică latura asta agresivă, violentă, iconoclastă Așa, pe care o, o resimțim cu toți. Doamne Paralogu, îți mulțumesc foarte mult să rămânem, doamnelor și domnilor, cu această frumoasă idee a respectului pe care îl datorăm Bisericii. Și să nu dăm cu pietre în vitralii. Să nu dăm cu pietre în vitralii. <gântu -i> Sunt convins că niciunul dintre spectatorii, dintre spectatorii acestei emisiuni nu fac nici până cap nu le trece să fac așa ceva. Doamne și domnilor, vă mulțumim cu atât pentru atenție. A fost prima ediție a emisiunii Europa Cristiana, iar îndemnul meu este citiți și rugați-vă. Bună seara!